Habitat for Humanity România revine cu o dumă pe plaiuri filantropice românești. A reușit să construiască 11 case și a finalizat altele 3, la Oradea și Preajba. Și pentru minunea asta s-au folosit de 500 de voluntari care au lucrat, presupunem noi, fără să fie plătiți, timp de o săptămână. Mai băieți, când o să vă apucați și voi să ridicați ceva mai trainic, mai serios, niște blocuri, câteva cartiere, măcar un oraș, două, că oricum multe orașe, nici a sate nu arată. Revenind la problema de la care am plecat, proiectul Mai multe case, două județe, o singură comunitate a bucurat câteva familii care au petrecut iarna în tihnă și căldură. Și binele poate fi senzațional.